Filmă? Da. Nume? Mircea Dinescu. Ca și dânsul, Mircea Dinescu. Porecle avute în copilărie? Păi nu-mi amintesc, pe cuvânt. Nu mi-a prea avut. Eu eram ăla care dădeam porecle și am uitat să mă porecle și pe mine. Locul nașterii? Slobozia, inevitabil, tot acolo. Profesie? Agricultor, scriitor, în timpul liber, jurnalist, când mă duc la servici, pe gubos. Când s-a terminat tranziția? Tranziția se termină în fiecare zi, dau roia, din păcate, în fiecare dimineață de la capăt. Vom mai avea încă vreo câteva zeci de generații în sacrificiu. După expresia, fraților, am învins. Cine am învins, de fapt? Cei care sunt profesioniști ai puterii și ai micilor afaceri. Întotdeauna ăia care umblă pe dedesubt. Unde este Plaiul Cuboi? Pe multe străzi din România. Plaiul Cuboi nu e acolo unde trebuia să fie. La ora asta România trebuie să aibă o ciurdă mult mai mare de animale. Din păcate, politicienii sunt mai deși decât facile în țara asta. Ce este România? România e țară în care ne-am exilat o parte din noi. Eu am scris pe vremuri o poezie, se chema Exil pe babă de piper. Iată că exilul meu e pe aceeași babă de piper de atâția amar de ani. România e o țară unde aș vrea să emigrez la un moment dat. Prima carte publicată și când? În 1971, când aveam 21 de ani, Invocații nimănui. Era cea de dinainte de celei de-a doua. Melodia din reclama Gândul. Uite așa mă bate gândul, uite, să-mi vând casa și pământul, să-mi las casa și pământul. Așa, să crape de oftică Ralu Filip. Presa din România mai are vreo șansă? Presa România e cel mai puternic guvern care a existat vreodată pe aceste meleaguri. Faptul că m-am apucat ca tâmbelul la bătrânețe să fac presă, e un semn, că nu e totul mort. Ce este Mambo Mambo Siria? Sunt cei mai spălați, deși nu își dau cu detergent și cu șampon, cei mai spălați cântăreți din România. Mambo Siria este ceea ce, eu știu, a fost pe vremuri Corul Madrigal. Guvernul Slăbiceanu face treabă bună, proastă sau foarte proastă? Guvernul ăsta, cum zici, Matale, așa, n-a știut că va veni la guvernare, așa cum PDSR-ul n-a știut că va pleca de la guvernare. Aici e drama. Trebuie să-și dea examenul de 7 clase, că de bacalaureat mai are încă vreme. A avut dreptate domnul Brucan cu cei 20 de ani? Nu, cred că va dura mai mult. Caracterizați următoarele personaje. Ion Iliescu. A reușit să iasă din politică nu cu picioarele înainte, ci cu șuturi în poponeț. Vrând să construiască comunismul, l-au pus unii mai dragul să facă capitalism. Traian Băsescu, domnule! Un marinar ratat. Cel mai inteligent președinte pe apă. Pe uscat are unele probleme. Adrian Nășcașe. Deși a citit multe cărți, nu știe de unde să dea nici citate și nici la ce pagină să se oprească. Un colecționar care are mai multe tablouri decât prieteni. Marian Vanghelie. Sunt unii care umblă cu ursul prin oraș. Dar Marian Vanghelie, care părea ursul pe DSR-ul, a reușit să devină el purtător de urs. Un om de treabă care, intrând în politică, s-a nenorocit. Corneliu Vadim Tudor. Corneliu Vadim Tudor este un mare mâncător de c***at care a reușit să își livreze produsul sub formă de zahăr cubic și să păcălească multă lume. O japiță. Gigi Bâc. Becali. Un oier nefericit. Gigi Becali l-am văzut toată cum conducea mașina. Știi cum făcea la volan? Am mers 200 de metri cu el și nu vom mai avea curajul în viața mea să mai circul. Și nu era bea. Și-a trădat condiția de artist. E ca și cum când trage apa la closet, intră un calorifer. Ce vă enervează la România? Nu, România nu m-a enervat niciodată. România să mă scot din sărite. Că n-am știut să ne împrietenim noi cu ea, nu ea cu noi. Care sunt cele mai bune versuri ale lui Dinescu? Nu pot să spun. Cred că alea din tinerețe. Ce este Uniunea Scriitorilor? Uniunea Scriitorilor rezervație, așa cum există rezervații de pelicani, există și rezervații de scriitori. Numai că lor trebuie să le dai boabele de la stat, că altfel nu reușesc să supraviețuiască. Și cred că statul trebuie să fie milos. Uniunea Scriitorilor încă nu este în România capitalistă, dar s-ar putea cu timpul. Cine e Vaca Bălțată de la Cotroceni, care nu știa că Norvegia este monarhie? Vaca Bălțată de la Cotroceni?
Nu fi ticălos, că nu-mi place să jur femeile. Să știi că eu sunt iubitor de vaci, așa că n-a fost o jignire atât de mare pe cât ți închipui. Alegeți între poezie sau politicie. Am ales publicistica între aceste două. Nu mă crezi atât de tâmpit încât să dau poezia pe politică. Gândul sau aspirina săracului? M-am jucat de aspirina săracului, acum gândul e o chestie foarte serioasă. Asta nu înseamnă că din când în când nu trebuie luată și acel medicament. Păi, aspirina săracului mi-a făcut atât de bine încât am putut să scot și gândul. Vinul lui Dinescu sau vodka lui Băsescu, domnulă? Domnule, vinul e un miracol. Vodka este o invenție ticăloasă a capitalismului. E infamie să compari vodka cu vinul. Ouăle de cornu sau de crevedia? Ouăle de găină de la cetate. Presa scrisă sau televiziune? Presa scrisă, televiziunea e un accident. Presa gândită. Popescu sau Dinescu? Popescu și Dinescu. Dinescu și Popescu. Ce e politica? Este o profesiune la fel de veche ca și cea practicată de unele femei cu probleme pe centură. Este o meserie plină de mulți amatori care cântă la instrumente dezacordate. Oamenii politici au profitat de Dinescu? E posibil. Da, săracul. Ce veți face peste 10 ani? Eu nu știu ce fac mâine. Păi bine, nici atât. Aș vrea să ne întâlnim din nou, dar trebuie să avem aprobarea de la cel de sus. Cine a spus, Mircea, fă-te că lucrezi? Nimeni. Caramitru a spus, Mircea, arată că lucrezi. Numai că minciuna în România are picioare lungi, din păcate. Cornelu Vadin Tudor, pentru că bietul Caramitru a spus, Mircea, arată că lucrezi. Faceți reclamă pentru ziarul Gândul. Nimeni nu gândește pentru tine. Asta. Popescu și Dinescu. Iar craporalul Filip. Pă bune. Presa este o investiție rentabilă? Dacă e făcută cu bună credință și dacă mai ai și de acasă o traiță cu talent, poate fi. E o investiție obositoare. Cultură generală. Moneda Botsoanei. Nu fi pervers. Cine a scris a venit toamna, acoperăm inima cu ceva? Nikita Stănescu, nu? Mare poet. Corect, Nikita Stănescu. Cine a inventat tiparul? Un neamț mai nervos decât noi. Un inconștient din Germania. Pe numele lui Gutenberg. Salutări pentru bebelușe. Fetele alea cu care tu încă nu ți-ai părăsit nevasta? Salutări pentru cârcotași. Știi că vă iubesc.